un fragment din cartea Copacul Dorințelor de Catherine Applegate. Oricât mi-ar fi preocupat reacția puilor de animale la cuvintele Francescăi, pentru Samar eram și mai îngrijorat. Ce o să se întâmple când se va întoarce de la școală și va vedea cuvântul ciuplit în mine? Se va gândi că era adresat ei și familiei ei, așa cum păreau să presupună Francesca și polițiștii. S-a întors acasă singură. Stephen era cu câțiva pași în fața ei. Un reporter de la ziarul din cartier aștepta pe trotuar și intervieva lumea care trecea pe acolo. Vorba zboară repede prin părțile noastre, mai ales când e amestecată și o bandă galbenă lăsată de polițiști. Văzuseră ce se petrecuse? Întreba mereu reporterul. Ei își puseseră vreodată dorințe de ziua dorinței? Ce credeau că însemna cuvântul plecați? Reporterul s-a apropiat de Stephen. El știa de ce ar fi cioplit cineva plecați în mult iubitul copac al dorințelor din oraș. Stephen s-a uitat lung la reporter. Pe urmă a aruncat o privire scurtă în spate spre Samar, transmițându-i o umbră de zâmbet trist. S-a îndreptat apoi spre casa lui, fără să-i răspundă reporterului nimic. Ochii lui Samar au săgetat de la Stephen la reporter și apoi la mine. A dat fuga mai aproape, a văzut cuvântul și s-a tăiat respirația. A întins mâna spre mine, dar banda poliției o ținea la distanță. Locuiești aici? A întrebat reporterul. Ai dorit să comentezi incidentul? Samar n-a spus un cuvânt. S-a întors și a urcat cu capul sus, dreptele, într-o rână spre căsuța albastră, spatele drept și fruntea sus. Pe la 6 seara s-au întors Sandy și Max. Polițiștii au bătut la ușa casei verzi, iar părinții lui Stephen au deschis și au răspuns la întrebări. Au clătinat din cap. Au ridicat din umeri, pe urmă au închis ușa și au tras pirtelele. Polițiștii au bătut apoi la ușa casei albastre. Părinții lui Samar au deschis și au răspuns la întrebări. S-au frecat la ochi, au oftat, pe urmă și ei au închis ușa și au tras pirtelele. În timp ce polițiștii se îndreptau spre mașina lor, Sandy s-a oprit sub mine. Mă întreb dacă n-ar trebui să ne punem o dorință, a zis ea, ar putea fi ultima noastră ocazie. Să-ți spun ce mi-aș dori eu, a zis Max. Aș vrea să nu fiu nevoit să mai anchetez astfel de lucruri. Sandy l-a bătut pe umăr. N-aș băga mâna în foc că dorința ta se va îndeplini. În ce mă privește, am petrecut orele serii liniștindu-i pe părinții și pe odraslele care mă considerau căminul lor. Nu îngrijora doar că ar fi trebuit să se mute, desigur. Își făceau griji pentru mine. Și eu îmi făceam griji pentru mine. Nu voiam să părăsesc lumea pe care o iubeam atât de mult. Voiam să-i cunosc și pe puișorii de bufniță de primăvara viitoare. Voiam să-l laud pe arțarul tânăr de peste drum când urma să se facă roșu în lumina apusului. Voiam ca rădăcinile să mi se întindă și mai departe, iar crengile și mai sus. Așa se întâmplă când iubești viața. Dar puteam accepta că dacă îmi venise timpul, atunci îmi venise și gata. Ce drept aș fi avut să mă plâng după viața atât de frumoasă ca a mea? Eram îngrijorat, totuși, pentru puii pe care îi adăposteam, pentru cum urmau părinții lor să se zbată, să găsească locuri noi, sigure, unde să-și înșire cuiburile, să-și sapă vizuinile, să-și ascundă proviziile de ghinde pentru iarnă. Dar mai mult decât orice, eram îngrijorat pentru Samar. Nu știu de ce.
poate din cauza că mi-amintea atât de mult de o altă fetiță dintr-un timp străvechi. O fetiță pe care am reușit să o adăpostesc cu succes. Străbunica Francescăi. Așa cum v-am spus, ne cunoaștem de multă vreme. Mult după miezul nopții, Samar a venit să mă viziteze. Purta un hălat albastru, își strânsese părul negru și cârleonțat la spate într-o coadă de cal. Ochii ei captau lumina lunii. S-a așezat pe pătură la poalele mele. Nu s-a uitat la vântul cioplit, nici la ciobul de lună sau la casele vopsite în verde și albastru. A stat pur și simplu liniștită și așteptat. Întotdeauna a durat o vreme, dar întotdeauna s-a întâmplat. Unul câte unul puii s-au aventurat afară să o vadă. Primul a fost Harold, fâlfâind stângaci din aripi până jos pe pământ. A urmat puii de raton, tu, tu și tu. Mamele raton sunt niște uituce renumite, așa că nu se mai obosesc cu numele tradiționale. Oposumii, sconc și... au venit toți. Samar stătea perfect nemișcată. Puii au înconjurat-o. Au stat toți la oaltă în lumina lunii și au ascultat foșnetul frunzelor mele. Bongo s-a așezat pe umărul lui Samar. Bună, a zis ea cu copia de cioară a vocii lui Samar. Bună, a zis Samar, ecou la ecou. Bongo a cărâit și Samar a tresărit puțin. Chiar și cel mai liniștit cra al lui Bongo e destul de aspru. Bongo a zburat apoi spre scorbura mea, cea mai mică, și a băgat capul înăuntru, cu penele din coadă rămase la vedere. S-a întors pe pământ în fața lui Samar cu ceva lucios în cioc. A așezat cu grijă în palma deschisă a fetiței o cheiță argintie legată de o panglică roșie decolorată. E frumoasă, a șoptit Samar. Mulțumesc! Bongo s-a plecat în față cu aripile desfăcute, într-un fel de plecăciune. În cercurile ciorilor ăsta trecea drept un semn de foarte mare afecțiune. Mai văzusem cheia aceea. Bongo o moștenise de la mama ei. Ciorile trăiesc în familii cu multe rubedenii și își transmit bunurile și informațiile din generație în generație. Nu m-a surprins că Bongo mai avea cheia și că s-a hotărât să-i o dea lui Samar. În liniștea aceea dulce, înconjurat de tot ce iubeam, lumina lunii, aer, iarbă, animale, pământ, oameni. M-am întrebat, cu o strângere de inimă, cât de mult voi mai fi în stare să savurez astfel de momente. M-am întrebat de asemenea dacă făcusem destul pentru lumea pe care o iubeam. Mă întreb asta deseori. Dar amenințarea morții are modul ei special de a te face mai atent. Sigur am oferit umbră din belșug. Am produs oceane de oxigen pe care să le respire oamenii. Am fost cămin pentru o defilare nesfârșită de animale și insecte. Mi-am făcut treaba. Un copac este în cele din urmă doar un copac. Așa cum i-am spus lui Bongo, creștem toți cât ne-e dat să creștem, după cum a hotărât semințele noastre acum multă vreme. Și totuși, 216 inele, 864 de anotimpuri, dar tot lipsea ceva. Viața mea fusese atât de prudentă. La etajul casei verzi s-a mișcat o perdea. Din spatele ei, abia vizibil, ne urmărea Stephen. Știam la ce se gândea. Unul dintre avantajele de a fi un bun ascultător este că înveți foarte multe despre cum merge lumea. În ochii lui Stephen, în felul în care se uitase după amiază la Samar, am văzut ceva ce mai văzusem de multe ori înainte. O dorință.
După ce Samara a plecat, n-am avut astâmpăr. Neastâmpărul nu e o calitate folositoare pentru un copac. Noi ne mișcăm în fărâme mici, celulă cu celulă, rădăcinile înaintează cu un deget, mugurii se deschid timid la lumina soarelui. Sau ne mișcăm pentru că ne strămută cineva într-un loc nou. Când ești steja roșu, n-ai de ce să te simți agitat. Copacii, cum am spus, au rostul să asculte, să observe, să rabde. Și totuși, doar odată înainte să-mi iau rămas bun de la lume, ce s-ar fi întâmplat dacă eram și eu altfel decât pasiv? Dacă deveneam actor în poveștile care se desfășurau în jurul meu, poate chiar ca să îmbunătățesc lucrurile cât de cât. Bongo, am zis eu încet, ești trează? Acum sunt, a bombonit ea. Am o întrebare. Mă găsești mâine dis de dimineață. Cum apare prietenia? Bongo mi-a răspuns sfuruind. Mi-am dat seama că era un sfuruit fals. Când sfoare de adevăratele, Bongo face atâta zgomot încât îi sperie pe pui de oposum. Vorbesc serios, am zis eu. Nu știu, s-a văicărit Bongo. Apare și gata. Dar cum se întâmplă să apară? Prietenii au lucruri în comun, a zis Bongo. Uite așa. Ți-am răspuns în 5 cuvinte. Ne vedem dimineața, amice. M-am gândit la răspunsul ei. Dar eu și cu tine ce avem cu adevărat în comun, dacă stai să te gândești? Bongo a oftat lung și a zburat pe pământ. Bine, m-ai trezit de tot. Mulțumesc foarte mult. Despre ce-i vorba? Era doar așa, o idee. Să-ți spun eu o idee. Ideile sunt o idee proastă, a zis Bongo. Mai ales când cineva e mai băgăcios ca de obicei. Sunt cu ochii pe tine, roșu. Să revenim la întrebarea mea. De ce suntem noi prieteni? Bine, lasă-mă să mă gândesc o clipă. Bongo s-a plimbat la gale în jurul trunchiului meu, meditând. Îmi place cum se mișcă păsările atât de diferit față de copaci. Noi ne aplecăm în bătaia vântului, suntem eleganți și tacticoși. Păsările, pe de altă parte, se mișcă smucit și zboară, răsucesc capul dintr-o parte în alta de parcă tocmai au auzit vești uluitoare. Bongo s-a oprit. Întâi de toate ești căminul meu, îți sunt chiriașă. Ăsta nu-i neapărat un motiv să fim prieteni. Am avut locatari, după care nu m-am dat în vânt. Bebelița aceea? Cum o cheamă? Țuști? Cea cu respirația urât-mirositoare? Nu contează. Știam eu că despre țuști e vorba. Bongo, am zis, concentrează-te, te rog. Bongo s-a uitat în sus la mine. Suntem prieteni pentru că suntem prieteni, roșu. Nu-i de ajuns? Vorbea încet și cu blândețe, nu pe obișnuitul ei ton autoritar de cioară. Ai dreptate, am zis. Dar să spunem că doi oameni au nevoie să fie prieteni. Cum faci să se întâmple asta? Poate îi aduni să facă ceva împreună, să flecărească, să râdă. Voilà, prietenie. Am dreptate? Nu-mi place când faci conduce la idei. Întoarce-te la somnul tău, Bongo. Îți mulțumesc pentru discuție. Ești o prietenă bună. Și tu la fel. Bongo a zburat înapoi în cuib. Hei, ai grijă să mă lași să dorm, a zis ea. Bongo, ce mai vrei? Doar un singur lucru. De ce crezi că oamenii pot fi atât de cruzi unii cu alții? Lasă că nici noi ceilalți nu suntem chiar îngeri. Ieri noapte am văzut-o pe Agnes cum a mâncat o șopârlă întreagă dintr-o singură înghițitură. Agnes, bufnița de hambar care locuiește împreună cu puișorii ei în scorbura mea, cea mai de sus, a bătut supărată din aripi. Hei, o fată trebuie să mai și mănânce. Și tocmai tu te-ai găsit să vorbești, Bongo? A zis ea. Există oare ceva ce n-ar mânca o cioară? Exact asta voiam să spun, continuat Bongo, că e greu pe lume. Nu contează dacă ești iepure, șopârlă sau copil.
Acestea fiind spuse, Bongo s-a pus pe sfărâit, de adevărat elea de data asta. Dar eu am rămas mai departe, cât se poate de treaz. Mami, ce-i zgomotul ăsta îngrozitor? S-a auzit vocea speriată a unui pui de opusum. Așa face Bongo când doarme, i-a răspuns mama lui. Bongo avea dreptate, cloceam o idee. Ea spunea mereu că sunt un băgăcios, ca să nu mai vorbim de optimist. Un optimist care își băga nasul unde nu-i fierbea oala. Ei, existau și lucruri mai rele. Copacii sunt genul puternic și tăcut, mai puțin atunci când nu suntem așa. Bongo, vreau să faci ceva pentru mine, am zis eu, dis de dimineață, după ce ultimele stele s-au stins ca niște licurici osiți. Are vreo legătură cu chipsurile? Am mormit Bongo. Nu. Atunci prefer să dorm. Este vorba de Samar. Ai promis că mă lași să dorm. N-am promis. Ai lăsat să se înțeleagă. Vreau să îndeplinesc dorința lui Samar. Asta a trezit-o pe Bongo. A zborat pe creangă ei preferată, unde una pe care a poreclit-o baza acasă. Bongo îi urmărește cu mare plăcere pe elevii de la școala generală când joacă softball. Roșu, cum să-ți spun tu? Tu nu faci dorințele să se întâmple. Tu ești locul unde se duc dorințele. Ești un fel de ladă de gunoi cu frunze, în sensul bun. Vreme de 216 în ele am stat pe rădăcini și am ascultat pe oameni dorindu-și lucruri. Și de foarte multe ori dorințele acelea nu s-au împlinit niciodată, presupun. Bongo și-a împins o pană la locul ei. Uneori e mai bine așa. Se lamintești pe țâncul ăla de grădiniță care voia un buldozer? Sunt un timp pasiv. Stau pur și simplu aici și mă uit la lume. Ești copac, Roșu. Scrie în atribuțiile tale să fii pasiv. Asta de acum e o dorință bună și este o dorință pe care o pot face să se îndeplinească. M-am oprit. Adică noi o putem face să se îndeplinească. Simțeam eu că spre asta ne îndreptăm, a zis Bongo și a planat până jos. Uite, am auzit și eu dorința lui Samar. Mai de când, mai exact, să-i găsești un prieten. Vei vedea, am zis eu, sperând că vocea mea suna mai încrezătoare decât mă simțeam. Roșu? Bongo a început să se plimbe înainte și înapoi. La fiecare pas împingea capul în față. Avem probleme mai grave, prietene. Francesca spune că vrea să te transforme în scopitori, iar locatarii tăi sunt înnebuniți unde or să se mute dacă se întâmplă asta. A venit mai aproape și m-a înghiontit cu afecțiune. Desigur își fac griji și pentru tine, adăugă. Știu. Pâine proaspăt coaptă a ițit capul de sub verandă. Abia dacă se lumina de ziua, îi se vedea clar doar dunga albă care îi traversa fața. M-am oferit să primesc la mine pentru o vreme una dintre familiile din copac, a anunțat ea. Oposumii de preferință. Sunt mult mai cuminți decât cei trei tu. Ești foarte generoasă, proaspățico, am zis. Dar m-a întrerupt imediat tu mare, mama celor trei pui de raton. Stătea în scorbura mea cea mare și bombănea. Ba, te rog să mă scuzi, a exclamat ea. Tu și tu au o maniere impecabile. Sunt prea curioși, a zis pâine proaspăt coaptă. Mereu își bagă nasul unde nu le fierbe oala și înhață lucruri cu lăbuțele alea ale lor. Dar măcar nu put, a strigat tu mare. Iar copiii tăi aveau și ei labe. Ultima oară când am verificat. Păianjeni păroși, mama oposum s-a arătat prudentă din scorbura ei. Oposumii își aleg numele după lucrurile care îi sperie. Duhoarea este în nasul privitorului, a zis păianjeni păroși. Și cu toate că eu personal consider că puii tăi miros încântător, prospețico, am rezervat deja ceva în grămada de lemne de peste două case. Dragului nostru roșu s-ar putea întâmpla orice. Fără supărare, scumpule, m-a bătut ea ușor cu laba. Sunt doar prevăzătoare, mă înțelegi?
Nu m-am supărat, am asigurat-o eu. Eu am văzut prima grămadă aceea, strigat-o mare. Tu împarte vizuina cu sconcșii, a zis Păianjen pe roșii. N-ai să mă vezi nici moartă în locul ăla, a exclamat-o mare. În niciun caz, acum când am aflat că puii mei, cei curioși, nu sunt doriți. Sunt cam obrăznicuți, să știi, a zis Păianjen pe roșii. Măcar copiii mei sunt curajoși, a zis tu mare, copiii tăi leșină și când își văd umbra. Să faci pe mortului o deprindere folositoare, a zis Păianjen pe roșii, cu nasul ros tremurându-i. Lumea este un loc periculos și oricum nu putem controla noi când ni se întâmplă. Se întâmplă pur și simplu. Permiteți-mi să vă întrerup, s-a auzit o voce imperturbabilă de pe creanga mea, cea mai de sus. Era Agnes. Două străzi mai încolo este un tei de treabă de unde tocmai a plecat o familie de veverițe cenușii. Noi ne gândim la posibilitatea să mergem acolo, numai că pe acolo umblă liber un motan. Are zgadă, dar fără clopoțel, deci reprezintă o problemă, plus că mai există și un câine mare și bălos. Dacă e să fim drepți, toți câinii sunt băloși, a remarcat Bongo. Cred sincer că ar trebui să vă liniștiți cu toții, i-am întrerupt eu. Hai să nu cobim. Fiecare zi la vremea ei. Cine știe ce ne poate aduce ziua de mâine? Mamele s-au uitat toate la mine. Am auzit oftaturi din verșug. O doză prea mare de copac bătrân și înțelept? Am întrebat. Exact, prea mult copac bătrân și înțelept, a confirmat Bongo, în timp ce restul animalelor se retrăgeau jignite în casele lor. Sunt cam încordate, a zis Bongo, își fac griji pentru situația ta. Îmi dau seama. Și eu sunt îngrijorată, a zis Bongo, aproape în șoaptă. Știu, am zis cu blândețe. Dar fiecare nor ascunde o rază de roșu? M-a întrerupt Bongo. Iartă-mă, trebuie să pot face ceva, a zis Bongo. Ești o prietenă bună, Bongo, dar uneori nu poți decât să stai drept și cu fruntea sus. Roșu? Iartă-mă, am zis din nou. Ce o să mă fac fără tine, roșu? A zis Bongo cu plândețe. Hai să te descurci, scumpă prietenă, te asigur. Pe urmă am tăcut amândoi. În cele din urmă, Bongo s-a scuturat, înfuindu-și penile. În fine, părerea mea este că poate nu-i cel mai bun moment de a îndeplini dorințe. Mie mi se pare exact momentul potrivit, am zis. Bongo a gemut cu ceamătul ei de un bătrân. Știa că nu voi da înapoi. Iar după asta am început să facem planuri. Planul numărul 1 l-am pus în aplicare o oră și jumătate mai târziu, când Stephen a pornit spre școală. Abia ieșise pe trotuar și Bongo a plonjat direct spre rucsacul lui. Crâia furioasă și lova fermoarul cu ciocul. Ce-i? A strigat Stephen. Ce te-a apucat, pasăre? A aruncat rucsacul pe jos. Bongo a aterizat direct pe el și s-a uitat în sus, plină de speranță. Chips, te rog, a zis ea. Stephen a dat ochii peste cap. Pe bune! Bună! A zis Bongo. Chips, te rog. Stephen și-a pus mâinile în șolduri. Da, bine, te-am văzut în acțiune la coada pentru autobuzul școlii. Bongo a sorit jos și l-a lăsat pe Stephen să deschidă rucsacul. Ești tare, a zis ea politicoasă. Stephen a scos pachetul pentru prânz și l-a desfăcut. Ia să vedem, avem un sandwich cu ton, stixuri de morcov, dar până să apuce să mai spună ceva, Bongo i s-a înfipt în ghiozdan, a înșpăcat în cioc o foaie de hârtie și a zburat cu ea spre cer. Hei, tema mea la engleză, a strigat Stephen. Vino înapoi, hoațo! Bongo a zburat spre crencile mele de sus și a aterizat acolo cu un cran victorios. Stephen s-a învârtit în jurul trunchiului, pe unde mă înconjuraseră polițiștii cu bandă galbenă. Te rog, cioară, a insistat el. Îți dau tot sandvișul, întreg, te rog. Bongo a prins foaia cu gheara, elimerându-și ciocul. Nici vorbă, a răspuns ea. După câteva minute de proteste, Stephen s-a dat bătut. Grozav, a mormăit el, recuperându-și rucsacul. Doamna Kellerman n-o să mai creadă în veci dacă îi spun că mi-a mâncat tema o cioară.
Când a ieșit Samar din casă, a venit momentul pentru restul planului. Ea s-a oprit, cum făcea de fiecare dată, să ne salute, iar Bongo, ca de obicei, a răspuns. De data asta însă, Bongo a surprins-o pe Samar, arterizându-i pe umăr și întinzându-i o foaie ciopărțită de hârtie. Samar a luat-o. Scrie numele lui Stephen pe foaia asta. De unde o ai? Nici vorbă, a zis Bongo în loc de răspuns. Bine, am eu grijă să o primească, a zis Samar. Bongo a cărâit scurt și s-a întors pe cringele mele. Perfect, un plan simplu, minunat, pus în aplicare. Samar urma să-i dea temă lui Stephen. Pe urmă ar fi început să stea de vorbă despre cioara nebună din stejarul cel mare. Ar fi râs, ar fi vorbit și altele și ar fi dat seama că au multe în comun. Voilà, prietenie! Era un plan grozav. Mai puțin partea care a intervenit peste numai câteva secunde. Partea în care Samar a observat trecând un prieten de-a lui Stephen. S-a dus repede la el și l-a rugat să-i dea lui Stephen foaia de hârtie. Asta a fost tot. Nu e așa de ușor să intervii pe cât credeam, i-a mărturisit eu lui Bongo. Hei, eu mi-am făcut partea mea de treabă. Ai fost minunată, am zis. Păi, nu ne rămâne decât să încercăm din nou, nu avem mult timp la dispoziție. Roșu, a zis Bongo oftând, te rog, nu mi-aduce aminte. În aceeași după-amiază am încercat planul numărul 2. N-o să meargă, Roșu, a zis Bongo, pășind țanțoșă încolo și încoace pe peluză. Pesimisto, am zis. Optimistule, mi-a răspuns ea. Dar în secret mă îndoiam și eu. Cel de-al doilea plan avea nevoie de ajutorul unuia dintre puișorii mei. Nici o îndănisem mult la care dintre pui să apelăm, dar de când amenințase Francesca să mă taie, oricum existau ciondăneli din belșug. Mă nemulțumea să văd că locatarii mei, cei care până atunci se înțeleseseră miraculos de bine, se întorceau unii împotriva altora atunci când apărea o problemă. Sunt de acord, era o problemă mare, dar dacă eu mă puteam descurca cu ea, mi se părea normal ca și ei să poată măcar să se poarte frumos în timpul ultimelor noastre zile împreună. Bongo dăduse până la urmă cu banul, folosind un bănuț din colecția ei și așa am ajuns să stabilim cine să ne ajute. Lanterna, cel mai mic dintre puii de oposum. Dă-mi voie să mă lămuresc ca lumea, a zis Bongo. Tu te temi de a șuierat pe Ianjen Păruși. Încercăm să nu rostim acest cuvânt în preajma lui. Și atunci cum îi spuneți? A întrebat Agnes. Răspunde dacă îl strici lan, i-a explicat pe Ianjen Păruși. Bun, lan. Ai înțeles care e treaba? A zis Bongo. Te prefaci mort. Voi sunteți experți la așa ceva, nu? Lan încuvință încântat. Oposumii se prefac că sunt morți mai bine decât oricine de pe lumea asta. Deci te dai mort, Samar, și Stephen te văd când se întorc de la școală și... Sperăm să vin acasă cam în același timp, am întrerupt-o eu. Și se sperie că un puiuț frumușel ca tine ar fi putut muri, a continuat Bongo, așa că vorbesc ce să facă. Sunteți siguri că nu e niciun pericol? A întrebat Păian Jean Păroș. Parcă îmi cam vine să leșin numai când mă gândesc. Stăm toți cu ochii în patru, iar Stephen și Samar sunt copii deștepți, am asigurat-o eu din nou. Vor ști că nu trebuie să atingă un animal bolnav. Deci, se duc să-și aducă părinții, dau telefon la protecția animalelor sau la vreun veterinar, a continuat Bongo. Iar în timp ce ei sunt ocupați, micul lan, dă fuga înapoi la el în vizuină. Samar și Stephen se întorc, se prăpătesc de râs cum a dispărut oposumul, mă poate că încep și părinții să stea de vorbă. Eu chiar cred că tu era mai bun pentru treaba asta, s-a plâns tu mare. E actor născut, ori tu sau tu. S-a hotărât în mod oficial, a zis Ferbongo. Am dat cu banul, îți amintești? Ziceam și eu, bombonitul mare. Pe stradă, la școală, s-a sunat de ieșire. Toată lumea să-și ocupe locurile, a insistat Bongo. Sunt cât se poate de sigur că vom reuși, am zis eu. Sunt cât se poate de sigură că vom da greș,
a zis Bongo, fix în aceeași clipă.